Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre peștele dinozaur. Peștele dinozaur, cu denumirea științifică Polypterus senegalus, este un pește originar din Africa, unde sunt speciile cele mai răspândite ale genului. Mai este cunoscut și cu alte denumiri, cum ar fi bichirul senegal, bichirul cenușiu sau bichirului cuvier. I se mai spune și anghila dinozaur, însă acesta este un termen impropriu, întrucât această creatură nu este nici anghilă, dar nici dinozaur. Peștele dragon este descris ca un pește primitiv și preistoric datorită aspectului său. Este un pește alungit, de obicei de culoare gri sau bej, are uneori nuanțe de alb, roz sau albastru pe diferiți solzi. Cea mai mare parte a peștilor este acoperită în modele foarte subtile, cu mici pete sau puncte mai întunecate. Fața este netedă și rotunjită. Nasul este acoperit cu solzi mai mari decât restul peștilor, iar nările exterioare ies spre în față. Ochii sunt de fiecare parte a corpului, de obicei sunt galben pal cu o pupilă neagră. Gura este mare și pare să rânjească când este închisă. Corpul este lung și are mai degrabă o formă cilindrică. O aripioară dorsală șerpuită se desfășoară de-a lungul majorității corpului, până când întâlnește finul caudal, care este îndreptat și plat. Aripioarele pectorale se atașează chiar în spatele și de desubtul orificiilor branhiale și sunt mijlocul principal de locomoție, oferind un aspect lent și grațios. Această specie este mai mică decât alți pești din acest gen, ajungând la o lungime de 28 de centimetri. Peștele are o pereche de plămâni în locul unei vezici de înot, care îi permite să inspire periodic aer de la suprafața apei. În acvariu se pot observa bine când acești pești se ridică la suprafață pentru acest lucru. Pielea acestui pește dinozaur servește ca o armură deosebit de eficientă și a fost studiată ca model pentru armura soldaților pentru combinații mai bune de protecție și mobilitate. Majoritatea peștilor dinozaur sunt inactivi noaptea și se odihnesc deasupra solului până la răsărit. Au o culoare uniformă, brun-gri măsliniu, pe suprafața dorsală, iar suprafața ventrală este albicioasă. La adulți nu apare nicio bandă, însă cei tineri prezintă trei benzi orizontale. Maxilarul superior este puțin mai lung decât maxilarul inferior. Are 8 până la 11 spini dorsali. Mai se cunosc trei subspecii. Cel mai mare este Polypterus senegalus meridionalis, care poate ajunge până la 44 de cm în sălbăticie și 32 de cm în captivitate. Acesta are 9 sau 10 spini dorsali. Peștele dinozaur este un pește de apă dulce și poate fi găsit în lacuri, margini ale râurilor sau în zonele inundabile din Africa tropicală. El poate fi întâlnit în cel puțin 26 de țări africane, cum ar fi Senegal, Congo, Camerun, Kenya, Etiopia, Tanzania, Sudan sau altele. Peștii dinozauri sunt pești prădători. În captivitate, ei vor lua orice animal viu sau mort care poate fi înghițit sau rupt și apoi înghițit. Doar lipsa sa de viteză împiedică un pește dinozaur să golească un acvariu de pești mai mici. Aripioarele pectorale permit doar o croazieră lentă și, deși poate realiza explozii uimitoare de viteză, nu poate prinde pești de viteză medie. Peștele dinozaur poate fi scos în afara apei și poate respira și rămâne la nesfârșit, cu condiția ca pielea să-i rămână tot timpul umedă. Poate fi chiar ridicat pe uscat, unde își folosește aripioarele pectorale pentru a merge. Ei sunt pești agresivi și cu membrii propriei specii. Datorită formei lor exotice, sunt foarte căutați pentru acvariu. Ei au nevoie de multe plante în acvariu, fiind obișnuiți să stea printre ele. La tinerețe, aceștia vor colinda suprafața apei, iar la maturitate vor prefera fundul acvariului. Fiind pești prădători, ei vor mânca orice pește este mai mic decât ei. Pot fi hrăniți cu hrană vie sau congelată și cu orice viermi sau larve. pH-ul apei ar trebui să fie între 6,5 și 7,2, iar temperatura apei între 25 și 28 de grade. Au o durată de viață între 8 și 12 ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!